Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Hitman. Mai ține cineva minte seria noastră de Hitman? Nimeni? Hai că unul dintre voi tot trebuie să țină minte și să se bucure când a văzut notificarea aia cu Hitman nebună. Bun, data trecută, dacă nu ați văzut episoadele anterioare, pe bine ar trebui să le vedeți, pentru că seria noastră cu Hitman nu este o serie chiar atât de simplă. Fiecare misiune o rejoc înainte de episod, deci o joc off-camera cap-coadă misiunea și învăț să o joc practic full stealth cu costumul. Cam asta e toată distracția, pentru că Hitman, asta e farmec un Hitman pentru mine cel puțin, să joci stealth. Ai intrat în misiune, ai omorât țintele, ai plecat, nimeni nu știe nimic. Mi se pare destul de tare treaba aceasta. Am jucat vreo 3 hărți până acum, 3, da, și suntem la a 4-a cu Chasing a Ghost, urmărim o fantomă. Ne ducem la planning și dacă nu înțelegeți ce înseamnă practic, când ești în costum, este puțin mai greu. Pentru că ești în evidență când te plimbi prin mulțime sau își pot da oamenii seama mult mai repede. Să zic că facem acest mini-challenge față de cum ai juca în mod normal și poți să furi hainele oamenilor în jocul acesta și nu își dau seama atât de ușor. Ok, că tu ești un intrus. Bun, avem 3 bănuți. Aici o să luăm, dar nu cred că o să ne trebuiască lockpick-ul, dar e mai bun lockpick-ul. Așa, avem pistolaina și hai să trecem la... Ok, mai dăm o dată, mi-a reîncărcat. Deci poliția a lansat video ăsta. A fost o greșeală. Și noi o analizăm deja, filmarea. Între timp, Lucas Gray, locotenent, cartelul lui Delgado făcea buletine false pentru poliție. Wazir Kael, un pirat, cu porecla Maelstrom. Ok, Maelstrom, ok. But his reign of terror came to an end with the disastrous Maelstrom avea barca asta. Francis King. Chinese elite forces stormed the ship, resulting in the deaths of a dozen sailors. I-au furat-o polițiștii. I-au confiscat-o. Și gasca lui Maelstrom a scăpat. Că ce șeful lor Maelstrom ăsta? But we believe it was he who carried out the audacious killing of a Providence CEO in Shanghai. Reactivated members of his old pirate gang. Pirate gang. Shady figure in Mumbai's criminal world. Okay. The gang's old cashier turned dodgy movie producer. Deci, Maelstrom ăsta e legat de ceilalți doi. Form Lucas Gray's Eastern Cell. Eastern Cell. Strike team and stopping them as our client's most pressing. Și ăștia formează o echipă. Unfortunately, the elusive Maelstrom appears to have vanished into the seedy Maelstrom a dispărut în Mumbai. Se ascunde în Mumbai. Nimeni nu știe pe unde e sau cum arată. Maelstrom e ascuns. Misiunea activă. Deci să-i omorâm pe aia doi și pe al treilea pe Maelstrom pe care nu știm cum... Ideea e că eu nu am știut povestea, că v-am zis că am mai jucat odată. Briefing-ul ăsta, ok. Și mi-a resetat tot. Ăștia sunt aia doi, iar Maelstrom e al treilea. Faza cu povestea e că nu mai ține minte atât de bine povestea, deoarece n-am mai făcut episoade de mult timp și am uitat povestea. Practic ce trebuie să facem noi în jocul ăsta. Da, sigur știe cine în comentarii și o să scrie 50 de paragrafe acolo. Deci este de apreciat. Bine venit în Mumbai, 47. Unul dintre cele mai... O populație foarte densă, nu știu cum se traduc. Foarte mulți oameni într-un loc strâns, practic. The maze-like sprawling slums offer secret paths and surprises around every corner. Surprize după fiecare colț. Maelstrom knows the city like the back of his own hand. Maelstrom știe orașul foarte bine. Deci asta e, Maelstrom e șeful, dar are și niște oameni sub el. Gang, the Crows, has recently risen from the ashes. Gangul lui a răsărit din nicăieri. Wrapping up his new film called Mumbai Hero. Mumbai Hero, ăla face un film și fata asta? Și el a undeva cu un tren, fata. Choose your approach carefully. Mamă, pare complicat, boys. Deci Mumbai, extrem de multă populație în el și orașul strâmt. Știi, adică sunt foarte mulți oameni. Dar nicio grijă, pentru că mi se pare vouă că agentul 47 are chef de joacă. Uitați-vă la fața lui. Ei, sunt aici să omor niște bărbați. Hai să-i dăm drumul. Și am plecat. Let's go, let's go, let's go. Voiam să vă arăt aici foarte repede. Internet, cafe cu cele mai tari calculatoare. Rulează Cyberpunk, rulează orice vrei. Rulează cu Hitman 2, cu... Mamă, e nebunie aici în Mumbai cu internet cafeu. Vreau de asemenea să spuneți în comentarii câți oameni credeți că sunt în scena aceasta.
Cred că sunt peste 150 lejer. Gen, uitați-vă câți omuleți. N-ai nicio treabă cu ei. Ia uite-i. Uuu, nebunie, frățiorul. Taxi, taxi. N-am nevoie de niciun raid. O string gardul, aici se filmează ceva. Și unul din caracterele care trebuie să le omorâm este în această zonă. Am scos pistolaina, ăsta nu ne vede că n-are nicio treabă. Se gândește la nevastă sa. Și în față de tot avem o cameră ce ne înregistrează. O împușcăm, nu mai înregistrează nimic. Fata noastră a plecat. Am pregătit moneda. Și aici este Mihaiță Giumbușluc. I-am aruncat moneda. Nu, no, plesteticu, că avem nevoie de ceva de la tine. Hai, uite-te după monedă. Moneda aia nu o lua, că-mi trebuie mie. O doar să strangulăm, ai amețit, ești inconștient și acum o să te aruncăm la gunoi, pentru că nu mai ești bun de nimic pentru noi. Ok, după care o să-mi iau moneda la loc, desigur. Uite-o aici, nu mai știam unde am aruncat-o. Și cel mai important item, avem acest pick-up card. Cu cardul ăsta avem acces oriunde în clădire, boys. Bun, aici sus de tot este un alt... Ala-i mă, ala-i, s-a întors cu spatele și acum putem să trecem liniștiți. Am deschis ușa, am închis-o. Voi nu veți înțelege ce se întâmplă aici, voi deschide niște uși, voi face puțin magie. Foarte, foarte important este itemul acesta, ceva colorant, un tube of paint, l-am luat. Bun. Pentru că se va desena și are nevoie de o anumită culoare și o aducem noi. Ok, deschidem niște uși, voi nu înțelegeți ce se întâmplă. Așa, și acum, ca să urcăm la următorul etaj și ca să, și să nu ne vadă nimeni, o facem pe aici, pentru că trăim periculos. Bun, de asemenea, nu uitați de un mic like, like, like dacă mai vreți episoade cu Hitman, pentru că necesită și seria aceasta puțină, puțin efort din partea mea, ca să jucăm ca la carte. Bun, aici este un segment puțin mai dificil, vom accesa cu cardul, vom deschide ușa, iar asta este camera unde se pictează, vedeți? Bun, trebuie să plasăm acel item pe care l-am luat adineauri, colorantul acela. Ăștia vorbesc și zice gardianul. N-a văzut nimic. Îi zice gardianul, hai când termin de amestecat culorile, hai mai repede. Și ăsta îi spune, durează, 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 n-avem ce să facem. Perfect. Și acum intră în acțiune planul meu. Bun, 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 bun. Asta se întoarce cu spatele, aici. Pentru că salvez, am deschis ușa, o aruncă bănuțul, o aruncă bănuțul. Zic că n-ai văzut nimic. Doi bani trebuie să arunc ca să se ducă amândoi în ambele direcții. Ăsta își sună prietenii și zice că a văzut ceva în neregulă. Trebuie să atrag atenția ăstuia bodyguardului pentru a planta evidența. Adică ăsta. Lui lipsea acest tube of paint. Mă înțelegeți? Ca să poată amesteca toate culorile. Acum că am făcut asta, totul are logică. De ce? Tipul ăla doar pictează. Și acum că are toate culorile necesare, cred că în mod normal trebuie să se ducă jos și mai dura foarte mult. Acum că are toate culorile necesare, poate chema actorul din film. Practic, care este? Da, e un rangan ăla pe care trebuie să îl și omorâm. Misiunea noastră este terminată aici, în această clădire. Am ieșit, nimeni nu știe absolut nimic. Voi veți uita în stânga sus. Încet să vorbesc repede. Vă veți uita în stânga sus, pentru că acolo se întâmplă toată șmecheria. Bun, ne mișcăm foarte repede. Uitați-vă sus de tot la balcon. E un tip cu binoclu, binoclu, binoclu și se uită. Aha, se uită la clădire. Și... se uită la clădire, unde crezi că se uită? Exact de unde am plecat noi. Exact de unde am plantat acel painting. De ce? Veți afla în 2 secunde. Aveți răbdare. Odată ce intrăm aici și urcăm pe trepteni, se va vorbi. Astea sunt niște apartamente și vecinii au niște plângeri de noul chiriaș. Hai să vedem ce plângeri au. Și că se comportă ciudat chiriașul ăsta nou. Hai să vedem de ce se comportă ciudat. Pentru că este de fapt un asasin, nu e un simplu chiriaș. Well, well, look through scope, am ajustat scopul, se uită fix la paintingul acela. I-am ajustat noi ca să omoare ca lumea. Kashmirian e asasinul. Acum, trebuie să ne super, super, super grăbim. Chiar n-am timp de pierdut. O să facem un mic speedrun aici, ce urmează să vedeți. Let's go, let's go, let's go, let's go. O să ies pe partea aceasta și Maelstrom, mai țineți minte? Este tipul pe care trebuie să-l omorâm, dar nu știm cum arată. El are niște ucenici care se plimbă prin oraș. Is hiding somewhere in the city slums. I've marked the headquarters of the Crows on your map. M-am dus pe aici, m-am dus pe aici, m-am dus pe aici, m-am dus pe aici, pe aici așa, nu e bine pe aici, m-am dus pe aici așa, ăla s-a întors cu spatele, tararararar, m-am dus pe aici așa, perfect, fac stânga aici, tipul ăsta nostru încă nu a sosit. Eu par suspect și se uită după mine. M-am dus pe aici, m-am infiltrat și am trecut cu succes. Nimeni nu știe nimic. Trebuie să mă super grăbesc acum. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ok, 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 e în regulă, e în regulă, e în regulă. O să avem nevoie de un item.
Bun, 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 bun. Veți vedea că o să ne jucăm puțin cu trenul. Dacă țineți minte, a doua persoană pe care trebuie să o omorâm. Aha, e legată cu trenul acesta. Mai țineți minte la începutul episodului că am zis că are legătură cu trenul? Exact. Hai, 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 hai. Perfect, l-am plasat și o să ne întoarcem la el mai târziu. Acum trebuie să ne întoarcem super repede la apartamente. Eu mă grăbesc pe cât pot. Numai că nu știu ce să fac cu ăsta că a plecat nemernicul. That shot came from the trolls. Looks like the Kashmirian finally got a clear line of fire. Deci asasinul ăsta practic ne-a omorât nouă ținta. Înțelegeți? A murit ăla și nici băcar nu de mâna noastră. La cine te gândești următorul? Hold up, 47. The Kashmirian is on the move. Kashmirian pleacă. He's heading for another flat inside the trolls. Și aia e chestia, că noi trebuie să-l omorâm și nu știu cum. If nothing else, we may get a lead on who his client is. Nu știu cum, mă, nu știu cum, trebuie să-l urmăresc, cred. Că iese din apartamentul lui, uite, și îl prindem prea târziu. Ai, 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 nu-mi place asta deloc, 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 deloc. Va trebui să improvizez cumva. O să-l urmăresc și vreau să văd exact ce face. Eu știu că el are apartamentul acolo, oare intră în apartament la el? A, pe perfect, mai perfect dacă intră la el în apartament. A, e perfect, mai perfect, e perfect. 47. It appears the Kashmirian is using this room as a base of operations. Da, e perfect, e perfect. E perfect, i-am luat cheia la apartament, i-am luat asta și l-am lăsat și la nănică. Bun, bun. Deci nu trebuie să-l omorâm neapărat acolo de unde spiona. Îl omorâm în apartamentul lui. Aute pozele? Vania l-a angajat. Că a fost eliminat. Ok, asta e ciudat, pentru că noi avem două ținte de omorât. L-ați văzut sus, este Vania și ăla care a murit deja. Și practic ăștia ar trebui să fie în aceeași echipă, dar se pare că nu sunt. Deci Vania, fata, a angajat un asasin să-l omoare pe ăla din gașcă cu ea. Asta nu înțeleg exact de ce. Și acum noi o vom suna pe Vania, dar ăsta este apartamentul lui de unde spiona, știi ce zic? Și oricum nu o să intre nimeni aici, cred. Dar poate reușesc să-l ascund undeva, doar la mișto. În caz că intră totuși cineva în apartament, da, mă îndoiesc, pentru că avea laptop și avea toate nebunelele. Și acum o să coborâm repede de aici. Aici, ca să sunăm pe Vania. O, doamne! Scuze, scuze. Hai să dăm un apel. Băga fisa. Sună direct, n-am băgat numărul. Ia. Cine este? De unde e numărul ăsta? Contractul pe Rangan a fost terminat, foarte bine. Mă voi asigura că vei fi plătit. Vreau cash, ne putem întâlni? Nu. Am alte importante, am lucruri mai importante de făcut. E un power gap în Mumbai, cică. Și trebuie să deplinesc un loc, cea. Bitcoin account, eu să-l mă, contribuie Bitcoin. Îți mulțumesc pentru că ai mulțumit. Deci nu putem să ne întâlnim față în fața asta. Noi practic asta voiam, că ea e cealaltă ținta noastră și omoram, dar nu merge. Deci avem alt plan pentru asta. Și că sună pe cineva. Vorbește cu Maelstrom. Se întâlnesc la podul din fața trenului. Foarte bine. Pentru că noi avem un plan gata, gata pregătit. Și noi practic acum ce am făcut e că l-am omorât pe ăla. Și cred că din cauza faptului că am vorbit cu ea, agentul cu care noi vorbim, fata aceasta, a reușit să... Habar n-am, să o asculte la telefon cumva și a aflat că ea se întâlnește cu Maelstrom. Maelstrom pe care, în mod normal, dacă am vrea să-l găsim, este foarte greu. Pentru că de fiecare dată când resetez misiunea, tipul arată altfel. Și e cam greu de găsit. Așa că asta e oarecum modalitatea universală care merge pe toate playthrough-urile. Vom veni și vom sta puțin în gard aici. În gardul viu. Și sunt concealed, dacă uitați în stânga jos, sunt ascuns. Și acum o să așteptăm. Vom aștepta câteva secundele, pentru că a doua țintă este Vania Shah. Dacă vă aduceți aminte la începutul episodului, ea este în zona asta cu trenul. Bun, aici avem niște gărzi, n-avem acces la ele. Dar, ia uite-l. Maelstrom has arrived. 47, that's the Maelstrom with Vania Shah.
Uite și pe Vania. Ați văzut-o, da, pe Vania? Ok, bun. Acum hai să ne facem treaba, ni s-a mai adăugat încă o țintă. Eliminate Wazir Kale. Vezi, până acum nu ne apărea, dar trebuia să ne apară, nu? Că tot oricum trebuia să-l omor. Dar vă rog, așa. Și planul nostru este simplu. Vom veni aici, ca un agent secret, minunat ce sunt eu, și o dată, a doua oară, și mă voi cocoța aici. Asta e baza lor. Mă înțelegeți ce zic? Plină de nemernici, plină de băieți răi, de sniper, de tot ce trebuie. Bun. Și acum, dacă ne uităm în depărtare, sunt ei care abia ce intră în clădire. Noi o să ne relaxăm, o să ne uităm la chelia mea minunată, o să admirăm graficile și faptul că am 100 de frame-uri. Merge binișor jocul. Merge binișor. Dacă ne uităm în spate, va veni un tren. Ați ghicit. Nu știu câți dintre voi vă veți prinde ce vrem să facem, dar va fi... Cred că e printre cele mai tare modalități de a termina misiunea asta. Și veți vedea și de ce, dar o să fie așa o mică surpriză. În mod normal, dacă vrei să intri peste aici să-i omori, chiar și dacă aș trage de la geam, toți ăștia s-ar alerta. Adică, știi, eu pot să scot pistolul, îi aștept, țac, țac, i-a omorât și aia a fost. Dar s-au alertat cu toții și trebuie să găsești o modalitate de a scăpa. Ceea ce e destul de nașpă. Se pare că ei au ajuns, fata și băiatul puțin mai în spate. Și acum putem trece la treabă. Am sărit odată. Hai mă. Hai cu un mic bug, am sărit a doua oară. Și avem un mic mâner. Dacă reușești să-l apăs la timp, am reușit. Ho, la fix! Nu vine să cred cât la fix l-am apăsat, la fixul fixului. Oh my god! Au murit cu toții. Time to find an exit. Am găsit deja exitul. Exitul e direct trenul. Adică e pur unseen assassin. Uitați-vă la achievement. Vreau un rând de aplauze. Ăsta e Hitman adevărat. Ăsta îmi place să-l joc. Am intrat la costum nevăzut. N-am omorât pe oamenii pe care nu trebuia să-i omor. Nu i-am omorât, gen, n-am omorât civil sau așa ceva. Nope. Nici măcar gărzile care lucrau pentru băieții lui n-au omorât. Assassin total. Ce mai vrei de la mine? Ăsta e, mă, hitmenul care îmi place și pe care îl iubesc. 5 stele, boys. 5 stele Silent Assassin. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut joaca asta mult. Da, mă, ăsta e, mă, jocul care îmi place, dude. Iubesc joaca asta. Și faza e că jocul intră în atât de multe detalii. Asta-l iubesc, mă, asta-l iubesc. Uite de câte mi-a deblocat. Deci, uite de câte mi-a deblocat. Mission Stories. Dude. Nu știu ce e asta. Dress to Die For. Replay Mission. Nu. Enter Mission Story. Picture Broad Strokes. Nu știu ce sunt astea. Recommended Mission Stories. Mă rog, poți să dau skip? Ok, o să dăm skip. Și vreau să vă arăt ceva. Dar o să ne intre un cutscene acum. Homecoming. Pentru următoarea misiune. Ia. Romania, la Brașov! According to records, this was a youth correctional facility until 1962. When the estate was overtaken by an obscure Soviet research fund, the Institute for Human Betterment. Pare părăsit. A fost abandonat după un foc în 89. După câteva săptămâni, recent, a fost cumpărat de un investitor anonim cu Bitcoin. Trebuie să fie Lucas Gray. E aici. Ai grijă, 47. Ar putea fi o capcană, misiunea asta. I-am urmărit mult prea ușor. Genii, am găsit mult prea ușor. Nu o capcană, o invitație. În România suntem în Brașov. Like la episodul că vin Brașov, tată! Poate zine-ne în comentarii, poate știi locația. Deci a fost o facilitate de corecție pentru copii. Din ce ții te-ai întors acasă? Mi se pare că ăsta e fratele nostru. Știam că te vei întoarce. A, deci agentul 47 e român. Chiar și acum tu nu ți aduci aminte. Locul ăsta. Asta a fost închisoarea noastră.
Tata ne-a antrenat aici și ne-a antrenat să fim ucigași. Bă, agentul 47 a fost antrenat în Brașov să fie asasin în întreaga lume. What? Mi-aduc aminte totul. Ești un terorist și n-ai nimic de pierdut. Ai spune orice. Nu-l crede, bă, că e fratiso. Uite, și-a lăsat amprenta mâinii. Știu că e greu. Nu ți-ai arătat niciodată ținta. Dar am făcut un pact. Tu și cu mine. Fă asta și pierdem amândoi. A fost un incident. Copilul a murit. El a trăit. Datorită ție. Nu mai știu ce incident. Cred că e din Hitmanul anterioare. Știi asta, adânc. Știi. Care era numele lui? E Rafael. Subiectul 6. Numele tău e subiectul 6. And what is our purpose? Și care este motivul nostru, scopul nostru? To take them all down. Să îi omorâm pe toți. Vezi că îmi place și de bun și nu știu povestea jocului. Că se leagă, cred că și jocurile anterioare de poveste. Nu sunt sigur. Bă, la Brașov, vezi că agentul 47 de-al nostru ar trebui să ne zică și o frază pe română măcar. Să ne ungă pas suflet până la capăt. Mă rog, nu asta voiam să fac. Vreau să dau exit-ul menu. Voiam să vă arăt treaba asta, cât de tare e jocul. Și pentru bani nu știu cât costă, nu mai țin minte, dar mi se pare că îl găsiți pe G2A mult mai ieftin, Hitman 2. Mi se pare că așa l-am cumpărat când l-am luat, mai mult ca sigur, când l-am luat. Și mi se pare că vor mai scoate un episod nou, mă, la Hitman 2? Nu mai știu sigur. Că inițial când l-au scos, parcă scoteau câte un episod, nu? Sau nu? E alt joc ăla. Mă rog, hai la campaign. Cred că Patient Zero ce-o fi asta, nu știu, în fine. Așa. Fiți atenți, deci asta, Chasing a Ghost, e atât de tare jocul, încât după ce ai terminat misiunea, nu s-a terminat. Deci poți să rejoci și să termini misiunea printr-o altă modalitate. Pentru că tu, by default, începi pe strada principală, scrie Main Street. Și uite că te-ai deblocat. Poți să începi direct de la taxiuri. Adică, cred că era direct de lângă clădirea aia. Poți să începi de la barcă, de pe tren. Și astăzi poți să începi direct infiltrat în barge, local security. Și ce zic? Uite, hai să-i dăm așa, la mișto îi dăm. Îi dăm la mișto să vedem unde ne spawnează. Adică e destul de interesant, pentru că poți face alte modalități de omor. Știi, și dacă ești de asta perfecționist și îți place, chiar dacă știi povestea, dar îi omori altfel. Pentru că harta e plină de chestii cu care poți interacționa și plină de caracteri pe care dacă le omori, îți oferă câte un item special. Știi ce zic? Uite, sunt de la security la bărci. Și unde ne-a dat? Ne-a dat pe partea asta. Mi se pare că am fost pe aici. Nu mai știu. Mi se pare că aici ne-am dus noi. Pe aici era trenul, în partea de jos. Da, uite aici. Aha, și noi că ne spawnăm prin zona asta, cred. Știi, și se deblochează alte nebune. Oricum, e tare rău de tot jocul. Însă, boys, dacă v-a plăcut jocul asta, dacă vreți să mai vedeți episodul în continuare cu stealth și cu costumul pus, practic, Hitmanul adevărat, apăsați butonul de like. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vedem la viitoare. Pa!